Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultima lună de primăvară din 2023 aduce multe schimbări și evenimente pentru tine. Și în acest sens, trebuie să decizi cu privire la opiniile și părerile tale, deoarece în mai succesul este posibil doar dacă acționezi logic și încet. Energiile care emană din pești și rac dau sens vieții tale. Legăturile se întăresc cu cei care împărtășesc aceleași valori ca și tine. Adevărat, nu există suficiente semințe care să-ți permită să creezi un întreg grozav. Aceste semințe sunt reprezentate de Jupiter, care va tranzita zodia ta din 17 mai. Steaua norocoasă și oportunitatea de dezvoltare contribuie la creșterea personală. Ți se vor prezenta oportunități care te vor readuce pe drumul cel bun sau te vor readuce la un echilibru perturbat anterior. Jupiter împreună cu Mercur, luna aceasta îți vor permite să regândești bunătatea, respectul și ușurința în viața de zi cu zi. Cu toate acestea, începând cu 21 mai, ar trebui să iei în considerare parteneriatul cu Marte în Leu, deoarece poți câștiga mai multe decât crezi. Dragoste. Din 8 mai, în timp ce Venus este în rac, totul arată destul de bine. Datorită lui Mercur, contactele și sentimentele sunt pline de tandrețe și înțelegere. Dragostea ta este înfășurată într-o atmosferă senzuală. Din 17 mai, norocul îți zâmbește. Poți merge la pescuit de partenerii noi. Sfat. Luna mai promite să fie fructuoasă și constructivă. Pentru ca magia să funcționeze, ia în considerare experiența din trecut. Acest lucru te va ajuta să eviți să faci din nou aceleași greșeli. Nu sunt de așteptat probleme grave de sănătate. Nervozitate și inconsecvență, asta este ceea ce poate umbri viața ta. Somn de calitate, aer curat și odihnă regulată sunt o necesitate în această lună. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!